Din centralizarea datelor introduse pentru toate cele 18.847 de secții de votare organizate, avem următoarele date. Numărul total al alegătorilor potrivit listelor electorale, 18.284.066. Numărul total al alegătorilor care s-au prezentat la urne, 9.723.232, 53,17%. Total voturi valabil exprimate, 9.485.340, 97,55%. Total voturi nule, 237.761, 2,44%. Pe competitori electorali, Hunor Kelemen, 329.727 voturi valabil exprimate obținute, 3,47%. Klaus Werner Iohannis, 2.881.406 voturi valabile exprimate obținute, 30,37%. Cristian Dan Diaconescu, 382.526 voturi valabile exprimate obținute, 4,03%. Victor Viorel Ponta, 3.836.093 voturi valabile exprimate obținute, 40,44%. William Gabriel Brânză, 43.194 voturi, 0,45%. Elena Gabriela Udrea, 493.376 voturi, 5,20%. Mirel Mircea Amariței, 7.895 voturi obținute, 0,08%. Teodor Viorel Meleșcanu, 104.131 voturi obținute, 1,09%. Gheorghe Funar, 45.405 voturi obținute, 0,47%. Jolt Silaghi, 53.146 voturi obținute, 0,56%. Monica Luisa Macovei, 421.648 voturi obținute, 4,44%. Constantin Rotaru, 28.805 voturi obținute, 0,30%. Călin Constantin Anton Popescu Tăricianu, 508.572 voturi obținute, 5,36%, și Corneliu Vadim Tudor, 349.416 voturi obținute, 3,68%. La momentul la care, așa cum am spus, vom avea toate procesele verbale recepționate pe hârtie la Biroul Electoral Județean, Biroul Electoral Central, vom anunța rezultatul final.